O super vacanță. Cristi Mitra este alături de noi. Salut, Mâna, bine te pupăm, Cristi, și ne bine bucurăm că ai reușit să ajungi. Ce mai faceți? Ce mai faci, Cristi? Cum ești? Bine, mulțumesc, Mâna. Toate bune. Încântată de cunoștință. Bună, Natalia, nu te-am mai văzut de... Doamne ajută, Nati. Cu I, te rog, nu cu Y. Ce mai face Cristi Mitra? Glumițele noastre vechi. Da, nu, am înțeles. Inside joke. A dat de vacanțe, când auzi de vacanțe. Cristi Mitra se pregătește să plece la Ibița. Trebuie să începem cu știrea momentului. Asta e știrea momentului? Asta e cel mai recent lucru care se va întâmpla în viața ta. Plecăm acolo de țară, nu contează. Sau cu cine pleci, cum pleci, plecați gașcă, băieți? Plecăm în gașcă, suntem 8. Plec cu Ancuța, Dinicu, cu Iubi, cu Paula Chirilă, gașca noastră de prieteni. Cu Ancuța, Dinicu, cu Iubi, ea cu Iubi Ali. Da. Am crezut că tu cu Iubi, scuze. Nu, că nu-ți spuneam. Păi nu, dar mă gândeam că te-ai scăpat și vreau să profit de momentul de slăbiciune. Nu, mulțumesc. Știi că eu nu am momentul de slăbiciune. V-ați organizat peste o săptămână? Lăsați. Ne-am organizat de mult, da. Am închiriat o casă. O vilă, da? Da, frumos. Am organizat și cu transportul să ne ia cineva de la aeroport să ne ducă acolo. V-ați făcut planuri de petrecut prin cluburi? Pentru că Ibița pentru asta e cunoscut. Nu am fost atât de organizați cum e Nati când merge în concediu și rezervă șezlonguri. Exact, asta vreau să zic. Nu suntem chiar așa. Da, da, știți că voi băieții, da, voi băieții nu sunteți neapărat cei mai organizați. Poate e o fată din gașcă care a făcut ea toată treaba asta. Noi suntem foarte organizați, dar nu am făcut asta, nu ne simțim niște moși. Putem să ne descurcăm la fața locului. Lucrăm cu materialul clientului. Suntem spontani și deficienți. Random. Cât se stă în Ibița? O săptămână. Mai mult cred că nu e cazul, cred că venim mai obosiți. Suficient cât să-ți doresc să-ți prelungești biletul. Și după vacanța asta, unde te relaxezi? Că acolo clar nu e... Nu, termin vacanța asta, adică jumătate de concediu. Teoretic că plec o săptămână, mai am și probabil mai fac ceva în septembrie, încă nu știu, nu am stabilit. Dar cum suntem spontan, poate plecăm așa dintr-o dată. Dar urmează alte proiecte, urmează să mă tot la serviciu. Vine toamna, reîncep cu sala, o să fie o sală nouă undeva în zona Poșta Vitan. O să dăm drumul acolo la cursuri de jiu-jitsu, de MMA, pentru copii, pentru intermediari, pentru pro, pentru orice. A prinsă foarte bine și a mers foarte bine sala de când ai deschis-o. Adică te-am văzut foarte implicat în proiectul ăsta și se vede. E un lucru care probabil e cel mai mare lucru pe care îl fac cu cea mai mare pasiune. Se vede. Când fac lucrurile cu pasiune, ies și bine și le duc la un bun sfârșit, ca să spun așa. Cum e sufletul tău, Cristi Mitra, vara asta? Se spune că fiecare vară are povestea ei. Cred că plouă și zic, e romantic. Uite, plouă, vreau să avem o discuție romantică. O să te provoc și la un dans în ploaie. Perfect, ca să ne spui cum stă sufletul tău. Asta cu dansul, iartă-mă. Mie nu-mi place să vă pun impostaze care mă fac de râs. Deci nu o să dansăm astăzi, Nati. Cu sufletul e liniște. E liniște? Nu știu ce să spun altceva. Pentru că tu ne-ai oferit nou un interviu, mai exact Zoe acum puțin timp. Zoe, da. Zoe, asta am zis. Și vorbeai acolo despre lucruri care te liniștesc, perioade mai grele prin care ai trecut și voiam să știm starea actuală a sufletului tău, așa. Hai, mă, întreabă-l cum dacă are gagică sau nu. Nu, până la gagică mai avem sala, lasă-l, îl iau și-o. Iartă-mă, am sărit eu, iartă-mă. Dar acolo se ajungă, ca să știi că... Mă, ce grăbit e pe cuvânt. Ca să știi că eu știu. Ți-am mai zis, noi suntem eficienți, adică trebuie să mergem la subiect, că știm ce interesează. E păcat, vine și ploaia, ne plouă. Cine a plouat să strângă. Sunt într-o perioadă bună, cu niște lucruri ești pe care focusat pe partea profesională, așa te văd. Asta vreau să spun, pentru că probabil nu există partea emoțională dezvoltată, cine știe ce. Și adică dacă ești ar fi... fericit, că asta sunt liniștit, e o liniște. Exact, probabil pentru unii asta înseamnă și fericire. Fericirea e foarte greu de interpretat în mintea mea și foarte greu de spus în cuvinte. Sunt după niște lucruri rezolvate cu mine și cu restul lumii. Sunt după niște proiecte. Am avut un an foarte bun cu zile în care munceam câte 14-15 ore pe zi. Oricum ești omul care muncește destul de mult. Știu că vorbeam cu tine și tu chiar te trezești înaintea noastră. La 5:30 tu erai deja pe Instagram cu story-uri pe drum spre muncă. Adică mi se pare... Îmi place să prind sala la ora 6, la prima oră. Deci jur, nu înțeleg cum poți. Când te încarci dimineața, adică mișcarea de dimineață, te încarcă și te ajută mai mult pe tot parcursul zilei, că elimini mai repede și cortizolul, hormonul de stres. Asta nu cred că greșesc. Cristi, trăim în vremurile în care toată lumea se plânge de anxietăți, de depresii, de stări de melancolie. Chiar am vorbit zilele trecute de treaba asta, de devitalizări. Chiar am avut ieri un subiect la emisiune. Ai avut vreodată un moment în viață în care chiar ai simțit că treci într-o pasă proastă și ai fi putut să o numești depresie? Da, probabil de vreo două ori, dacă nu mă înșel. Da, s-a întâmplat. A fost o perioadă
prima și cea pe care am mai spus-o, am mai povestit-o, a fost cea cu câinele. La pierderea câinele am avut 2 ani așa, pe un trend descendent. Și bineînțeles, au fost cel puțin vreo 2 eșecuri mari în viața amoroasă. Da, te-au făcut mai puternic. Habar n-am dacă m-au făcut mai puternic. Sincer, nu vreau să mănânc turcesc. Nu pot să mă bag nu aici. Nu cred aici că m-au făcut mai puternic. Ai învățat din greșeli? Asta ți explic. Nu am învățat din greșeli. Nu învăț niciodată din greșeli. Când vine vorba de o relație, sunt genul care pleacă după pasiune și chimie. Chiar dacă la, raționalul meu... Un pic acum. Pot să cred nu mă învăț niciodată. Îți dau exemple câte vrei. Și cum mai ieși din aceste situații? Adică ți-ai găsit suferind cumva... de fiecare dată. Suferind și după suferință ți-ai găsit motivația. Muncă, nu știu, uite, te întreb, pentru că alții, de exemplu, s-au apropiat foarte tare de Dumnezeu după o perioadă de genul sau... Nu. După încercări ce pe spune care Nati mai devreme, că mă vede, că știe că sunt implicat în viața mea profesională, se schimbă focusul. Adică trec tot în partea asta profesională și mă duc spre sport și serviciu și ai mei. Și nu mai ai timp să te gândești la altele. Și nu am timp, efectiv, repet, când am avut anul trecut, de exemplu, tot anul cred că am muncit și, repet, 15 ori pe zi plecam de acasă. Nu, n-ai timp, chiar nu mai ai timp și e un lucru bun în asta. Te rog. Și bărbații plâng? Da, 100%. Cum? Hai mă, ce n-ai?